Super! Colorista, baby! Hai să vedem cum ne putem folosi de acest plugin în Adobe Premiere. Bun, avem această filmare de pe pexelsvideos.com cu această domnișoară foarte drăguță care ne arată cum se hidratează în slow motion. Asta e! Foarte bine, foarte bine. Este foarte important să ne hidratăm. Și va trebui să facem o corecție de culoare. Da? Orice filmare, indiferent unde este filmată sau ce aparat folosim, va trebui să o corectăm mai mult sau mai puțin în post pentru ca imaginea să arate bine. Și putem liniștit să ne folosim de panoul Lumetric Color. Dar, dacă ești la început și vrei să treci printr-un proces ceva mai rapid de corecție de culoare și, mare atenție, să știi sigur că ai făcut o corecție de culoare bună, îți recomand o alternativă mai inteligentă, dar premium, adică care costă. Este vorba despre Colorista 4 de la Magic Bullet, un plugin extern care se instalează separat în Premiere. Partea bună este că avem o versiune trial pe care o putem folosi pentru a vedea dacă funcționează bine pentru noi. Hai să vedem cum se aplică. Mergem la Effects, scriem Magic Bullet și sub RG Magic Bullet avem Colorista 4 și îl aplicăm pe video. O să ne apară inițial în Effect Controls aici, dar, în primul rând, vreau să-l deschidem în propriul lui panou. Da, are propriul lui panou, exact ca Lumetric Color. Mergem aici la Open as a Panel. Da, pentru că mie mi se pare foarte interesantă treaba asta. Și un panel responsive. Avem aceste instrumente care se măresc și se micșorează în funcție de cum mărim noi panou. Foarte tare. Nu o să intru foarte mult în detalii despre acești parametri, pentru că sunt ceva mai avansați. Aș putea totuși să vă spun că seamănă foarte mult cu parametrii din Lumetric Color, doar că sunt puțin mai inteligenți și câțiva în plus, e adevărat. În acest tutorial o să vorbim despre acest Guided Color Correction. Dăm click și o să ne apară un alt panou creat de Magic Bullet, cu niște pași pe care trebuie să-i urmăm pentru a face o corecție de culoare simplă și foarte eficientă. În primul rând, în primul pas, Color Space, Magic Bullet ne întreabă ce fel de video avem. Standard, flat, log sau I don't know, adică nu știu. Și pentru că este un video de pe pexelsvideos.com, o să-i spun că este un video standard. Și mergem mai departe. Aici avem Black Levels. Da? După cum probabil mulți dintre voi știți, orice imagine are tonuri întunecate, medii și iluminate. Și aici avem un interval pe care îl putem folosi să întunecăm mai mult sau mai puțin imaginea. Partea frumoasă este că avem și acest indicator. Practic, Magic Bullet ne recomandă cât de mult să întunecăm imaginea. Da? Și putem să mergem la acest indicator. Putem să mergem și mai mult, dar o să ne apară aceste pete albastre care indică faptul că nu mai avem informații acolo. Se numesc Crushed Blacks. Da? Ideea este să evităm lucrul ăsta cât mai mult. Așa, mergem mai departe. White Levels, adică tonurile luminate din imagine. La fel, mergem aproape de cursor și mare atenție să nu apară pete roșii de data asta, care indică imaginea arsă. Putem să mergem aproape de cursor. Cred că este suficient. Mergem mai departe. Midtones, adică tonuri medii. Aici vă recomand să mergeți exact la cursor. Asta e o chestie subiectivă, având în vedere că tonurile medii sunt între negru și alb. Da? Mergem mai departe. Contrastul, putem vedea aici. Mergem la cursor. Arată bine. Mergem mai departe. Saturation, adică culorile din imagine. Putem să mergem la cursor. Observăm aici vectorscopul, adică putem vedea cum sunt distribuite culorile. Ideea este să nu trecem de cerc, da? Ca aceste culori să nu treacă de cerc. Dacă trecem peste cerc, o să avem culori arse. La cursor este perfect. Mergem mai departe. Și aici la Color Balance, în această listă avem Skin Tone. Dăm click, luăm această pipetă și spunem Magic Bullet-ului că asta este piele. Și dăm click. Și observăm că s-au schimbat puțin culorile. Genial! Genial! Mergem mai departe și gata! Am terminat corecția de culoare. Aici avem imaginea inițială și aici avem imaginea finală. Și dăm finish. Bum! Arată foarte bine! Mult, mult mai bine! Putem vedea că și parametrii din Magic Bullet s-au modificat puțin. Putem oricând ulterior să mai modificăm dacă vrem să mai ajustăm. Și cam acesta este Guided Color Correction din Magic Bullet. Un panou foarte bun
atât pentru începători, cât și pentru cei avansați care vor să treacă rapid prin procesul de corecție de culoare. Și cam acesta este tutorialul, dragi prieteni, și sper să vă ajute în viitor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, m-ar ajuta și pe mine foarte mult și ne auzim data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!